când ai înțeles cine ești, unde ești, nu trimiți bumerangi, nu așa, vizualizezi și spui, ca un Jules Verne adevărat, un scriitore, scriitoreasă, scrie povestea vieții tale. Nu când treci prin ea, ci cum o să fie. Pentru că poți și știi cum. Și îți aduce aminte ce s-a întâmplat, ce nu s-a întâmplat și rectifici. Să zicem, te-ai dus să-ți rezolvi cu pensia, te-ai dus de la servici, ai plecat de la servici, da? Și știi ce acte ai adus, și știi cine ești, și știi din ce țară ai venit, și știi că ai făcut 11 ani în altă țară și 25 în, aici, și ai adus actele de o țară și de alta. Da? Și acum o să-ți vină bănuții mult meritați. De unde? Din buzunarul ăluia care n-a vrut să se ocupe de așa ceva și s-a făcut că plouă. Și ți-a luat actele și a venit înapoi și da, s-a făcut că plouă. Și tu aveai și categoria cumva pentru job greu. Aveai categoria a doua de puteai să ieși la pensie mult mai devreme, da? Și asta. Și omul te-a luat peste picior, că nu știi, apoi nici nu-ți dăm, ceva de genul. Deci toate astea ți se întorc înapoi și să te trezești cu bănuții la loc în cardul tău. Nu din buzunarul băncii și sau a statului sau a ce îi, că nici nu știu cum să numesc, ci din buzunarul omului ăluia, îl ții minte, ai în fața ta, că erau mai mulți oameni sub măști, din buzunarul lor. Îți vin bănuții acolo. Actele erau în regulă, totul era, știi prin ce ai trecut, știi ce ai făcut și acum rezolvi. Știi cum. Și de-aia au început să-ți vină bănuții și nu-ți venea să crezi să ți se adauge la cât primești. Pentru că e din tine, e al tău și n-are nimeni voie să zică da sau ba. La ghișeu stă omul, nu se dă cu părerea. Stă omul și bifează sau scrie, atât. Nu se dă cu părerea, se plimbă, vine, te ține, da, își bate joc. Nu. Înapoi în viitor, ai rezolvat, știi din buzunarul cui vine totul. Și omul are ce-i trebuie. Și referitor la toți, ați vrut să fiți șef, cine a vrut să fie, da? În cuțite, eu te băgați în cuțite, altceva. Acolo ești și e foarte bine și știi unde ești. Ok, bun.